Bună, draga mea! Sunt luna ala! În general, decembrie este o perioadă destul de pozitivă și activă anului 2022, când mulți reprezentanței semnului zodiacal vor putea obține rezultate decente atât pe cale profesională, cât și în sfera materială. Pentru Taur, decembrie va fi o lună foarte energică. Vei avea timp pentru multe, atât la serviciu, cât și în viața personală. Astrele te sfătuiesc să profiți de moment și să faci un pas în Farmecul și sociabilitatea ta te vor ajuta să atingi noi culmi și să-i uimești pe alții. Dragoste, sfârșitul anului îți va aduce multe cunoștințe noi și întâlniri plăcute. Cu siguranță nu vei fi lipsită de atenție. Oricare dintre romanțele tale va începe brusc și se va dezvolta rapid. Unii tauri vor accepta cu disperare un pas serios, dar astrele te sfătuiesc să nu te grăbești, altfel vei face o prostie. Încearcă să controleze în mod independent cursul evenimentelor și nu lăsa pe cel ales să te manipuleze în chestiuni importante. Taurii care au o familie vor dori să schimbe ceva. Poate că ți lipsește un copil care va dilua plictisala și va aduce multe emoții în noi vieții de familie. Pregătește-te pentru decizii incredibile și viraje broște. Cele de-a doua jumătate a ta îi va plăcea foarte multă determinarea și imprevizibilitatea. Acest lucru va ajuta la readucerea fostei pasiuni în relație și la dezvăluirea alesului într-o nouă lumină. Sănătatea Taurul ar trebui să facă un examen anual și să-și verifice imunitatea. Acum există o probabilitate mare de a lua bronșită sau pneumonie. Dacă apare, aleargă imediat la medic pentru tratament. Bolile cronice ale sistemului nervos se pot agrava, sunt posibile manifestări de nevralgie, care vor interfera cu evenimente importante planificate și vor necesita tratament medical pe termen lung nu economisi bani pentru medici și medicamente. Mulți ai zodiei vor simți o apatie puternică. Aceste lucru îți va afecta performanța, așa că începe să i vitamine și ceaiuri tonice. Mâncarea corectă și exercițiile fizice te vor ajuta să-ți revii în formă. Începe fiecare dimineață cu o încărcare fizică și un mic dejun revigorant, iar apoi melancolia te va ocoli. Renunță la fumat. Dacă este foarte dificil, atunci măcar minimizează numărul de țigări fumate. Banii. În decembrie, nu vor fi dificultăți în îndeplinirea sarcinilor, îți vei duce la bun sfârșit munca și vei ajuta cu abnegație colegii. Profită de faptul că energia clocotește în tine. Conducerea îți va evalua inteligența și dorința de a lucra și îți va oferi un loc de muncă profitabil part-time sau o călătorie de afaceri nu renunța, te va ajuta la uniformizarea situației financiare. Datorită faptului că stelele sunt favorabile, vei putea câștiga cadouri bune pentru cei dragi și vei putea cumpăra ceea ce ai visat de mult. Șefii ur ar trebui să fie mai ferm cu subalternii dacă nu vor să li se agațe de gât. Arată-ți ambiția mai des. Spune clar cine este șeful la locul de muncă. Amintește-ți promisiunile pe care le-ai făcut cuiva. Partea materială îți va satisface pe deplin așteptările. Vei avea ocazia să ajuți pe cineva apropiat, nu-ți face griji, toate datoriile îți vor fi returnate la timp. Zilele în care norocul va bate la ușa ta sunt afișate pe ecran. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot? Te aștept!